Ministrul Finanțelor, Orlando Teodorovici, vorbește în plen despre proiectul de buget pe 2019. Da, se anunță o zi foarte lungă astăzi în Parlamentul României. Sunt discuții așadar pe buget. Au fost discuții și între aleșii diferitelor partide politice. Acum iată că în plenul Parlamentului, Ministrul Finanțelor prezintă proiectul bugetului pe 2019, după toate modificările, după toate amendamentele propuse. Consiliul de Miniștri de Finanțe de la Bruxelles de ieri am propus ca toate datele, ca toate instituțiile și organizațiile financiare internaționale să aibă obligația, ca bună practică și din respect pentru cetățeni, să prezinte în mod transparent și țintele reale atinse în raport cu valorile prognozate. Doamnelor și domnilor senatori și deputați, în pofida criticilor și a dezbaterilor prelungite în ultima perioadă, în baza datelor analizate și validate apoi de către instituțiile europene și naționale și a evoluțiilor din perioada 2017-2018, bugetul de stat pe 2019 este principal instrument al dezvoltării României, al viitorului, bazat pe reforme și investiții cu efect multiplicator în economie. Astfel, am structurat prezentarea bugetului în 10 puncte importante pe care doresc să le supun atenției plenului reunit al Parlamentului României. În primul rând, bugetul anului 2019 pornește de la realizări concrete în contextul în care, ca urmare a politicilor Guvernului României adoptate în anul 2018, vom avea pentru prima oară un excedent de 3 miliarde de lei aproximativ, adică un 0,3% din PIB, la bugetul de pensii și nu mai este necesar transferul de fonduri de la bugetul de stat. Se demonstrează astfel că măsura trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat a adus beneficii semnificative în economie și pentru bugetul de stat. Și de asemenea se demonstrează din nou că vocile critice și tendențioase nu au avut dreptate. Nivelul estimat al datoriei guvernamentale pentru 2019 este de 34,9% din PIB. Astfel, potrivit comunicatului Eurostat din 1 ianuarie 2019, la nivelul țărilor membre ale Uniunii Europene, la sfârșitul trimestrului al treilea din 2018, România s-a situat pe locul 4 între statele membre ale Uniunii Europene cu cel mai scăzut nivel de îndatorare, după Estonia, Luxemburg, Bulgaria și pe aceeași poziție cu Republica Cehă, sub media datoriei guvernamentale pentru zona euro, dar și sub media datoriei guvernamentale pentru Uniunea Europeană cu 28 de membri. Al doilea punct. Bugetul anului 2019 contribuie la creșterea veniturilor și bunăstării populației. Salariul mediu net va fi de 3.085 de lei, cu peste 50% mai mare față de anul 2016. Pentru că 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se majorează cu 15%, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei. Începând cu aceeași dată, 1 septembrie 2019, indemnizația socială pentru pensionari garantată se majorează cu 10%, respectiv de la 640 de lei la 704 lei. Salariul minim brut în construcții crește la 3.000 de lei. Și se reduce cota contribuției de asigurări sociale cu 3,75% pentru persoanele care lucrează în domeniul construcțiilor. De la 1 ianuarie 2019 s-au majorat salariile de bază, soldele de funcție, indemnizațiile de încadrare, cu o pătrime din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din 1 decembrie 2018. Punctul 3. Bugetul anului 2019 este un buget al dezvoltării și al investițiilor. Astfel, au fost majorate alocările pentru investiții cu 15,5 miliarde de lei față de anul 2018, dintre care 6 miliarde vor fi utilizate pentru priorități strategice de dezvoltare din sectorul de transport. Se vor finanța cu precădere investițiile în infrastructură, în sănătate, educație, agricultură, și se va urmări creșterea absorbției fondurilor europene, atingându-se un nivel total al cheltuielor de investiții în anul 2019 de aproximativ 50 de miliarde de lei. Cel de-al patrulea punct. Bugetul anului 2019 este un buget echilibrat. Astfel ne concentrăm atât pe sprijinirea politicilor de dezvoltare, cât și pe susținerea politicilor sociale.
În primul rând, românii au dreptul la servicii medicale comparabile cu cele oferite la nivel european. Cheltuielile pentru sănătate ale Ministerului Sănătății... Rolando Teodorovici, iată,